FC Botoșani a pornit cu dreptul în actualul play-out cu o victorie clară în fața unei echipe a gazului care suferă din toate punctele de vedere. Al doilea duel din grupa care reunește echipele care se bat pentru evitarea retrogradării va fi însă una mult mai grea, pentru că adversarul este unul care s-a luptat, la fel ca și FC Botoșani, întregul sezon regular pentru calificarea în play-off. Așteptările moldovenilor pentru meciul cu UTA sunt însă unele mari. Ne dorim ca băieții noștri să, la ora jocului, să fie într-o stare psihică bună de concurs, pregătiți pentru un joc care va fi mult mai dificil, dar pentru că abia suntem la începutul play-out-ului, fiecare punct este foarte important în zestrea pe care o adun. Da, va fi un meci dificil cu o echipă importantă a clasamentului de jos, o echipă care se bate ca și noi pentru locul 7-8, pentru Varaj. Va fi un meci frumos. Este un meci dificil, UTA ca și noi se va bate pentru locurile 7-8, care locurile de baraj pentru cupele europene, însă consider că noi trebuie să ne facem jocul nostru, să respectăm ceea ce facem în antrenament în fiecare zi. Și dacă avem o atitudine bună, suntem concentrați, eu zic că va fi bine. Botoșenenii speră ca adversarul să practice un joc deschis care să le permită ambelor echipe să practice un fotbal frumos ochiului. Cred că vor ieși la joc, părerea mea. Acum, ultimul meci pe care l-au avut ei a fost cu Clinceni și au abordat meciul un pic mai diferit. Acum, vom vedea și cu noi, dar ar fi mai bine să iasă la joc ca să fie un joc mai frumos. Duelul dintre FC Botoșani și UTA Arad va avea loc vineri, cu începere de la ora 17:30.